spuneți-ne despre concursurile de astăzi și de ce e bine ca plujenii să participe. Concursul de astăzi este etapa a treia, etapa TVR Cluj, se numește. E bine pentru toată lumea, e bine să vină să facă mișcare cât de cât vremea ține cu noi astăzi. Și după cum bine vedeți, sunt mulți copii. E bine că părinții au înțeles că e foarte bine să vii să pedaleze în aer curat și să încurajăm acest sport ca și mișcare și ca și un mod de deplasare. E practicat destul acest sport de către clujeni? Nu suficient, de asta noi încercăm să promovăm cât de bine se poate acest sport. Le pregătiți și alte etape? Da, absolut, sunt 6 etape total anul acesta. Urmează etapa 4 și urmează și o etapă inedită, o etapă de șosea. Numele să-mi spuneți. Coman Andrei. Mulțumesc.